Bună ziua, am revenit. Partea a doua a Realității Rurale. Cum am spus, suntem într-un periplu în Tulcea. Primul gal pe care l-am pregătit să vi-l prezentăm și mai ales cei care sunt beneficiarii proiectelor din acest gal este cel din Munții Măcinului, Dunărea Veche, și îi avem în studio președinta acestui gal, Ana Maria Cazacu. Îi spunem din nou bună ziua pentru cei care n-au urmărit prima parte. Apoi lângă doamna Ana Maria, tot o doamna Ana, dar Ana Țăranu, proprietarul unui lac, unde va fi o zonă de agrement foarte frumoasă, am vorbit de ea în prima parte. Apoi domnul Ivan, fermier din Carcaliu, iar lângă mine, în locul tânărului topograf, care ați văzut are o afacere interesantă, a venit domnul Tudor Gumciu. Îi spun bine ați venit și vă rog să luați microfonul. Bună ziua și bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Domnul a beneficiat de instalarea tânărului fermier, un proiect pentru fermă de capră la Izvoarele, în comuna Izvoarele, care înțeleg că are o tradiție din punctul ăsta de vedere de creșterea caprinelor. Da, este adevărat. Am și eu un număr de 230 de căprițe. Ce frumos să spuneți, căprițe. Da, avem și țapi. Avem și țapi, chiar de rasă. Trebuie să îmbunătățiți tot timpul. Da. Asta ne și cere legile, să spun așa. De fapt, eu sunt și la Caprirom. Nu știu dacă ați auzit, se dă altfel de subvenție. Da. La care ne cere să renoim caprele. Sigur că da. Ne obligă să luăm țapi de rasă. Asta am făcut și eu. Soția. Am înțeles. De munte și fădări. Da. Spuneți, da. Am făcut un proiect de cu măsura 6-1 prin gal, Munții Măcinului. Tip 6-1, da. Aici am achiziționat cumva, are altă denumire. Da. Am achiziționat un tractor, cositoare, greblă, remorcă, exact tot ce mi-a trebuit. Pășune zlați, da, avem de la primărie și mai am un pic de teren. Am înțeles. Arabil, cum v-a dat, apropo de asta, era interesantă, primăria a dat către crescători sau doar către asociație? A fost înainte, dar a durat un an către asociație, după A durat mult la dumneavoastră, nu avem părți, n-a durat nicio zi. În funcție, da, în funcție de câte animale a avut și... O îngrijiți pășunea? Da, o îngrijim, fiecare, da. Normal, trebuie că altfel de acolo aveți... Da, mai am 3 hectare. Crește valoarea laptelui. Arabile și... În momentul de față, cu banii pe care i-ați luat și ați spus că v-ați îmbunătățit, să spunem, v-ați ușurat munca, pentru că asta înseamnă cu aceste utilaje pe care le-ați achiziționat. Câți lucrați în afacerea de familie? 3 persoane. Am înțeles, dumneavoastră de toate, doamna cu registrele și? Avem și un cioban. Eu aveți și un cioban, mai mult, da, asta e bine. Ați găsit și cioban, da? Asta e bine. Nu prea sunt... Eu mă ocup cu furajarea, cu cositul, greblatul, tot de la ce oră nevoie. Dimineața până la ce oră terminați? Pe timp de vară, de la 4:30. 4:30 și intrați la ora 8 seara și în casă? Și terminăm la... Nu, la 9. La 7 terminăm cu animale, da. Ne apucă după și 9 de seară și... După mulsul de seară, când e perioada de baloți, de furajare, ne apucă și 12 noaptea. Pentru că așa este cu animale, este foarte greu. Da? Dar sunteți în continuare cu zâmbet după buză. Sunteți... Da. De ce? Păi, dar n-avem încotro. M-am gândit încotro? De multe ori să renunț, dar nu se poate, mai ales ce, acum. Le-am... Ce faceți dacă renunțați? Păi, cred că vechea metoda românului, pleca în afară. Aveți prieteni, rude în afară? Foarte mulți, da. Și cum o duc? Chiar și din familie. O duc mai bine decât dumneavoastră? Ați făcut o comparație? Înainte o ducea, acum un pic mai bine. Am o... Deci acum sunteți pe picior cu ei, le spuneți că uite și aici se poate face. Nu, noi cam în mare parte am venit toți, cei din Izvoarele, fiind sat de greci, în Grecia am fost cu toții. S-au întors cea mai mare parte. S-au întors, mare parte. Eu am o soră măritată în Grecia, probabil că dacă aș fi renunțat ar fi la vechea metodă. Și noastră sunteți tot din comunitatea greacă? Da. Am înțeles. Sunt cam cât la sută din comună sunteți greci? Păi... Majoritari. Majoritatea suntem, da, sau mai căsătorit unii cu... Dar majoritatea suntem greci. Da, sunteți familii mixte, am înțeles, pentru că la cele atâtea minorități care sunt pe zona dumneavoastră era greu să nu te uiți la satul vecin, nu? Da. În ghilimele. Doamna Ana Maria, iată exemple din toate zonele. Fermă de capre, o zonă de lac care va fi o zonă de agrement, avem și apicultori, avem și tineri fermieri instalați, avem și afaceri non-agricole, cum am văzut mai devreme cu topografia. Avem și multe investiții în infrastructură publică. Vreau să punctăm și aceste lucruri, pentru că acolo mai putem vorbi de structura aceasta de UAT-uri,
Ce și-au luat de obicei aceste unități? Avem proiecte variate. Noi am împărțit partea de investiții publice în două tipuri, tocmai pentru că vă spuneam că încercăm să incubăm turismul în zonă și atunci am făcut o măsură specifică infrastructurii turistice. Pe zona de coșul serviciilor de bază, cum am numit noi investițiile standard publice, avem diverse investiții, de la terenuri de sport multifuncționale, centre de zi? Nu, centre de zi n-aveți. Nu. Avem și măsura 8 prin care vom finanța un centru multifuncțional, cel pe care probabil numiți noastră centru de zi, pe care, la care am dorit noi să aplicăm ca GAL. E o dorință de-a mea, pentru că am văzut acest tip de proiecte finanțate în Portugalia și ideea mi-a plăcut de atunci și chiar îmi doresc să putem să implementăm la fel acest proiect. Sper să reușim. Revenind la infrastructura de bază, avem mașini de pompieri, fiecare comunitate și-a ales tipul de proiect. Exact. Și trebuie să mai spun totodată că multe dintre comunitățile pe care le acoperim noi prin GAL sunt UAT-uri care nu au beneficiat până acum de finanțare cu fonduri europene. Deci sunt primele finanțări cu fonduri europene de care beneficiază, ceea ce e un pic mai dificil pentru că li se pare foarte foarte complicată procedura. Complicată procedura, contractare. Dosarul stufos și așa exact. Mai departe. Exact. Sunt în diferite faze de avizare a achizițiilor la AFIR. Ne sună frecvent să ne spună că stă un dosar de achiziție 4 luni de zile fără să aibă un rezultat. Apoi ne sună să ne spună că AFIR-ul deja le aplică penalități în condițiile în care dosarul de achiziție a stat 4 luni. Deci cumva noi suntem undeva la mijloc. E principiul românului, încercăm să împăcăm și capra și varza, că tot e Tudor aici care crește caprele. N-avem varza, dar da. Aveți probabil... Ba, chiar avem un fermier care pune, nu? Un tânăr fermier care cultivă și varza. Da. Deci aveți și capra și varza. Data viitoare îl aducem și pe el. E foarte frumos. În momentul de față, pentru că cele 16 comunități pe care le aveți în GAL și o suprafață destul de mare am văzut pe care o acoperiți ca și GAL. Forța de muncă. Aici e o mare problemă pe care o întâmpinăm în toată România. Și am văzut că aveți chiar și o măsură, măsura 1C, cu dezvoltarea resurselor umane în domeniul agricol. E clar că suntem într-o zonă în care trebuie acest lucru. Cum vă gândiți în această măsură sau ce faceți pe această măsură? Sunt foarte curios. Sunt în acest moment a fost depus proiect pe această măsură. Proiectul se află în verificare la AFIR. Prin această măsură se asigură cursuri de scurtă durată fermierilor sau persoanelor ocupate în agricultură. Cursuri diverse, se acoperă teme de la managementul fermei până la agricultură ecologică, conceptul de produs tradițional, adică aplicanții au propus un suport de curs interesant. Sunt cursuri prin care sperăm noi să fie sprijiniți fermierii din zona noastră, mai mult conceptul e acela de a merge cu cursurile în fiecare comună, nu să-i aducem pe ei undeva. Da, la ei acasă, practică, cum s-ar spune. Cumva la ei acasă, încât să nu-i luăm din activitate sau să nu aibă această justificare. Nu pot să vin că am treabă. Da, e adevărat. Cum răspund ei, de exemplu, ca și comunitate în momentul când mergeți și faceți acele informări, să spunem, da? Animări. Animări, ca așa se numesc la dumneavoastră, animări. Abordarea a fost... Adică au fost cele pline, de exemplu, că presupun că cea mai mare parte le faceți în cămile culturale. Da, cumva. Sunt sălile pline, există interes și acum avem solicitări și le explicăm că, din păcate, suntem nu mai aveți sfârșitul cu perioadei sigur. De finanțare și nu mai așa a fost de la început sau și-au dat seama că sau și-au văzut pe unii care au făcut proiectele și deja se vede? E și puterea exemplului, în mod clar că funcționează și puterea exemplului, dar chiar de la început am avut proiecte. Vă spuneam de Ionuț care a fost în prima parte a emisiunii. Adică nici măcar nu începusem sesiunile de animări, iar el ne contacta deja. Deci existau informații despre GAL, cu toate că pe zona noastră nu a existat o finanțare lider în perioada trecută și a existat interes. La fel pe zona tinerilor fermieri. Noi am aplicat o politică. Am considerat că așa punem noi în aplicare strategia noastră de dezvoltare locală. Adică am acordat punctaje tocmai crescătorilor de animale, ceea ce nu se întâmplă la național. Deci cumva la noi aveau șanse crescătorii de animale și mai puține șanse cultura de cereale cultura sau mare, legume, da. Ceea ce sau se finanța preponderent la național. Deci cumva tot timpul am avut proiecte care au fost diferite,
conceptul nostru e diferit față de conceptul PNDR, diferit în sensul că e o abordare lider. Tocmai de aceea exact. Trebuie să ne gândim... Trebuie să fiți inventivi, să fiți inovatori. Despre asta e vorba, că acum avem ceva probleme în a interpreta a firul anumite proiecte pe care noi le-am gândit într-un fel. Dar sunt deschiși, de exemplu, o discuție pe care o aveți cu reprezentanția firului. Există deschidere, dar în același timp citesc foarte mult ceea ce se întâmplă în străinătate pe lider. Particip la evenimente atâta timp cât timpul îmi permite și văd că totuși acolo deschiderea și inovarea e la un alt nivel și mă întreb când vom ajunge și noi la nivelul ăla și sper să se întâmple cât de curând. Picătura cu picătura aceea chinezească, cum spunem, încet, încet își vor da seama că trebuie să... E mai comod câteodată să merg pe ce am acolo scris pe hârtie și nu mai pe aia, nici în stânga, nici în dreapta, un pas. Să nu mă abat, dar totodată trebuie să ne gândim că liderul nu a fost gândit ca un program național la scară mică. Tocmai. Nu e repetativ și nu e la fel peste tot. Să răspundă unor nevoi locale care nu pot fi acoperite din alte surse de finanțare. Deci noi așa trebuie completează. Să privim lucrurile, exact. Mergem la doamna Ana Țăranu și ne întrebăm când putem veni la dumneavoastră să stăm la plajă, să ne facem o baie, să notăm în acea apă cristalină și turcoaz pe care spuneți. Dacă vreți să notați, puteți să veniți și acum. Dacă... Am înțeles. Da, el se află acolo, vă așteaptă, așa cum vin și alții. Spre a doua parte a verii, cred că vom fi... În ce stadiu sunteți cu investiția? Pentru că e clar că aici aveți o investiție și proprie în toată zona asta. Am avut oarece întârzieri micuțe, datorită acelor termene pe care instituțiile noastre trebuie să le respecte, 30 de zile. 30. Avizul de mediu cred că v-a dat de cap cel mai mult, nu? Da, am avut nevoie de PUZ și în momentul acesta am trecut de faza de avizare de la Consiliul Județean, am trecut și de primărie, suntem în... Ce era mai greu, da? Da, ce ne lua mai mult timp. Da. Acum, practic, suntem cumva pe, cum să spun, pe mușchii noștri. De acum încolo urmează să punem în aplicare ceea ce am scris în proiect și ce ne dorim să realizăm. Cred că în a doua parte a verii suntem... Am înțeles. Lumea cunoaște zona, știe despre ce e vorba. Cum, în momentul în care vin și acum, presupun că e deschis, vin să campeze, să stea pe malul lacului, să... facă un grătar, că așa e la români. Vă întreabă ce faceți aici și cum va fi? Da. Și care e reacția lor atunci când află cum va arăta? Că deci, probabil că le descrieți, normal să vă lăudați. Da, vă dați seama că în momentul în care veneau și vin în continuare și condițiile, deci practic nu este nimic decât lacul și terenul din jur, se așteaptă să găsească acolo, nu știu, o toaletă decentă, alte condiții, nu știu, poate și un grătar, poate și mai puțin pe partea asta de grătare. Dorim să fie ca o oază de liniște, în care oamenii plecați de aglomerația orașelor, cam așa vin, să găsească acolo ceva care să-i destindă, chiar și partea asta de plajă. O să fie un alt tip de plajă, nu cea cu nisip pe care a spus noastră, nu o să fie una foarte mare. Ne dorim mai mult spațiu verde decât și tot ceea ce este acolo, piatră, brută, până la urmă, asta e natura în zona noastră. Așteaptă ca proiectul să se implementeze. Sunt încântați că putem să și, așa cum v-am spus, proiectul pe Gal este o gură de oxigen pentru noi. Ne-am gândit să începem așa, dar de fapt ideea este să-l ducem undeva în zona în care să constituie un punct de dezvoltare a întregii zone, localitatea Turcoaia, spre exemplu, pentru că acolo suntem. Da, am înțeles. Și v-a deschis și apetitul pentru a face astfel de investiții, să căutați poate și alte surse de finanțare din fonduri europene. Da, de ce nu? Că și asta, de fapt, trebuie să facă Galul până la urmă, se determină pe beneficiare care sunt, că sunt unele proiecte pe care Galul niciodată nu se poate să le facă la nivelul acela. Sunt investiții unele mai mari, dar măcar le deschide o cale și le dă idei celor care sunt beneficiari. Și, mai ales faptul că se află aici în teritoriu, lângă noi, cum să spunem, curtea noastră, una este să te duci să ceri informații unui birou. Sigur că da, sunt aproape și alta este să fie acasă. În orice moment la dispoziția Și e pe înțelesul nostru, este lângă noi, cunoaște problemele noastre, știe ce avem, ce n-avem,
sunt alături de noi pentru absolut orice problemă pe care nu o înțelegem, pentru că noi nu suntem experți în fonduri. Abia acum înțelegem lucrurile și abia acum reușim să pricepem ce înseamnă, pentru că toată lumea vorbește de fonduri europene, dar în momentul în care... Sunt frumoase, sunt necesare, dar trebuie să știți să le... Da, și sunt dificile, dar nu atât. În momentul în care îți dorești ceva, intri și la 10 în casă. Am înțeles, în vară, nu? În august, e bine? Că da, suntem în concedii. E bine. Vă așteptăm. Colegii ați auzit, da, în august. În concediu vă așteptăm cu mașina. La lacul Iacob Deal. Un minut pentru fiecare, pentru că v-am spus avem o surpriză pe final și vom merge repede într-o altă zonă a studioului nostru unde vom sta de vorbă cu niște domni, domnișoare, domnițe mai tineri decât noi. Domnul Ivan, în momentul de față, spuneați că vă v-ați gândit la o asociere. Vă dați seama că este o șansă mare să vă puteți dezvolta, să vă faceți lucrurile da, ușor? Da, este o șansă mare și... curajul este mai mare, putem să ieșim cu produsul și să negociem la un preț mai bun. Tocmai de asta aveți încredere că aveți produsul bun. Da. Și atunci mergeți mai departe. Trebuie să faceți tot ce depinde de noastră și cu ajutorul și al galului și altceva, să vă faceți cunoscut. Da. Asta e tot. Exact. Lacul Iacob Deal poate să produsele noastre să le preia. Sigur că da. Produs cu brânza, noi cu merea și așa. Vedeți că sunt produse din miere care se pot, sunt creme și așa foarte mai departe. Da, pe zona aceea. Exact. Bine. Exact. Faceți un produs specific zonei. Ne promovăm zona împreună. Da, bineînțeles. Asta trebuie. Noi ne întâlnim la activitățile în care, nu știu, se ține să vadă cam pe unde suntem și putem să colaborăm. Adică sigur, ne cunoaștem între... și rolul. Păi și acolo faceți degustări de lapte de capră de la domnul Munciu. Nu? Da. De ce nu? Să știți că am văzut, au fost în ultimele târguri din România, degustări de lapte de toate felurile, și de capră, și de oi, și de vacă au fost degustări, pentru că devine, cum să spun, laptele căutat. Nu numai din grăsimi vegetale, să ne uităm pe etichetă și să vedem. Pe acolo mai vrem și lapte în produsele care se spune că sunt dedicate. Aveți curaj în continuare? Nu vă lăsați, nu? Da. Înainte, da, ați văzut, da. Înainte este foarte greu, dar ce să facem? Înainte... Dar înapoi e și mai urât, să știți. Înapoi, da. Să te duci înapoi de unde, de unde ai plecat. Pe cam asta a fost, vă mulțumesc. V-am spus că nu se închide emisiunea pentru că vom merge către... Putem să le spunem, doamna Maria, către cine mergem? Sigur, mergem către Asociația Altona. Ei reprezintă comunitatea meglenelor românilor din comuna Cerna, de la noi din teritoriu. Și totodată sunt solicitanți de finanțare în cadrul măsurii 10 la noi, care își propune păstrarea și afirmarea culturii, limbii și identității minorităților culturale. Proiect care se află în evaluare în acest moment, în acest moment de vreo 3 luni la fir, sperăm să izbândim și cu aceste proiecte. E un ansamblu inimos care are un grup de tineri din comuna Cerna care dansează extraordinar, dar o să-i vedeți dumneavoastră. Păi tocmai, a spus, gata, dansează. Așadar, doamnelor și domnilor, în partea de final a emisiunii, dans, cântec, voie bună, comunitatea meglenilor români. Thank you.
V-am spus, aceasta este surpriza. Stăm de vorbă cu cea care coordonează acest minunat ansamblu pe care l-ați văzut, doamna profesor Andreea Tanor. Sărumile! Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumim de invitație! Bine v-am găsit noi aici, pentru că noi suntem oaspeții dumneavoastră aici, în zona Tulcea. De când ființează acest grup? Din anul 1997 este înființată Asociația Altona. Noi reprezentăm meglenii din Cerna și în cadrul galului Munții Măcina. Aveți nevoie de ajutor, nu? Da, bineînțeles. Am depus un proiect pe măsura 10, proiect ce are ca scop achiziționarea de costume tradiționale. Acest proiect este în colaborare cu etnia a românilor din Sarighiol de Deal și cu etnia rușilor ipoveni de la Carcaliu. De aceea e domnul Ivan lângă noi aici, l-ați văzut și pe dânsul. Da. Noi, da. Proiectul, cum v-am zis, își propune să achiziționăm costume tradiționale și să promovăm etniile de pe teritoriul Gal Munții Măcin, tradițiile și obiceiurile acestora, generând evenimente în cadrul teritoriului Gal Munții Măcin. Să vină turiști să vadă, să aprecieze și copiii ăștia minunați care sunt lângă dumneavoastră să aibă tot ce le trebuie pentru a-și activitatea, nu? Da. Mulțumim mult, mulțumim că ne-ați primit aici la dumneavoastră. Vă mulțumim. Ne invitați la un spectacol la dumneavoastră acasă, când? Bineînțeles, cred că în cazul în care este aprobat proiectul de AFIR Tulcea, atunci vă așteptăm la vară la noi. La vară avem invitație, venim la lac, venim să mâncăm mierea domnului Ivan și venim să ne uităm cu drag la ansamblul. Ansamblele noastre, da. Ansamblul Altona, mulțumim. Așadar, ați văzut multe lucruri interesante aici. Acum chiar se închide această ediție a emisiunii Realități Rurale. Vă mulțumim, rămâneți cu noi, pentru că după ce se termină această ediție, urmează știrile Agro TV și apoi colegul meu, Ovidiu Ghinea, cu lucruri interesante.